Piața Gemeni. Și mașina de poliție locală care staționează periculos pe carosabil. Măcar astea două de Dâmbovița și de Ilfov mimează avarie. Da, asta de poliție locală s-a oprit în spatele altei mașini de Dâmbovița. Și abia acum se mută. Dacă avea girofarul pornit, n-aveam nicio pretenție, că era în misiune, dar așa... Crezi situații de accident. O bagi în parcare? Hai. Joystick. Aveau ei treabă în stație. Un geam spart, poate de asta. Să vadă ce-i cu geamul spart. Oare își pun centurile când pleacă? Poate și le pun. Faceți pentru dumneavoastră live? Da. Cu poliția sau în general așa cu stradă? Da. Da, da, n-am înțeles, da. Referitor la ce, da? E valabil același răspuns pentru ambele întrebări. Da. Vezi că iau cinturile pe la spate, niciodată nu le poartă. Niciodată nu le poartă. E clar că puțin le pasă de legi și de obligații. Le impun altora, dar ei, purtătorii de epolezi, de pistoale, de gaze lacrimogene și ce arme mai au ei, nu, nu respectă legile. Sector 2. Primarul are, știe cum se poartă poliția? Are vreo părere despre asta? Am zis eu că fac situații de accident. Dar ei nu și nu. Se întorc la loc cu fapte pentru recidivă. S-au ochit un loc de parcare. Stai că e târziu, a intrat ăla de Dâmbovița, gata. Lasă-o în mijlocul drumului că ești cu epoleț, cu pistol deasupra legii. Ca să arăt la miliție. Ce? Cum parchează? Cum parchează miliția sau ce? Păi dar vezi parcheze aici sau acum pe nu știu. Stă în mijlocul drumului, nu vezi cum stă? Deci dacă am făcut la Grigore Alexandrescu o plată, nu e valabilă. Trebuie să fac altă plată aici, nu? Probabil, nu știu, eu sunt cu bicicleta și puțin îmi pasă. Centuri de siguranță sunt obligatorii pentru toată lumea. Centura de siguranță nu se ține în spate, se poartă aici la piept ca să vă protejeze în caz de frânare bruscă sau de accident.
Nu sunteți nemuritori, nu sunteți deasupra legii. Protejați-vă viața și sănătatea.